ziua domnilor! Bine ați venit la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, în prima zi a celei de-a 13-a ediție a Festivalului Strada de Carte, care a început la ora 11 cu o dezbatere în aulă, mai are rost să vii la bibliotecă în era digitală, o dezbatere unde am avut aproape 100 de liceeni, care, sigur, ne-au pus în dificultate. Acum sperăm că suntem la un eveniment unde, de la dificultatea primului demers al zilei, trecem la așa un cadru mai, prietenos. Prima lansare din cele 15 pe care le avem în programul celor 4 zile, lansarea unei antologii, Mihai Eminescu, Basarabia și Bucovina, o antologie care cred eu că este binevenită, o ediție realizată de cei doi pricinați aici alături de mine, Ioan Cristescu și Casian Maria Spiridon. O să-i ascultăm pe domnile lor de ce au simțit nevoia să facă asta. Noi am organizat aici o vitrină tematică, așa, cu cărți Bucovina și Basarabia, Eminescu, pentru că este o tematică amplu reflectată în, de-a lungul anilor, în diferite volume. Ce ne leagă pe noi, așa, orice bibliotecă e legată de Eminescu într-un fel sau altul, dar în cazul nostru, în mod special, un lucru pe care poate nu-l știți, vi-l spun acum, pe o parte din locul în care astăzi e ridicată Biblioteca Centrală Universitară Carol I, a fost amplasată casa lui Grigore Păucescu, om politic, magistrat și redactor al ziarelor Timpul și Epoca. La 26 mai 1911, imobilul se cumpără imobilului Păucescu în urma semnării actului de vânzare-cumpărare între doamna Zoe Păucescu și bibliotecarul Fundațiunii Universitare, Alexandru Țigarasa Mucaș, la prețul de 400.000 de lei. Pe acest loc, completat cu terenul dăruit de primărie, în urma sistematizării Palatului Regal, începe în luna iulie extinderea clădirii, care va fi finalizată în mai 1914, adică Fundațiunea. Și aici Mihai Eminescu a citit pentru prima oară scrisoarea a treia. Bine să o citească și azi. Sau să o citim noi. Cine știe? De asemenea, în istoria Fundațiunii Universitare Carol I, avem un eveniment pe care îl cunoașteți cu toții, care ne leagă de personalitatea marelui nostru poet. 52 de volume cu adnotări și subliniere mineștiene, unele purtând semnătura lui Mihai Eminescu, provenind din biblioteca sa, au ajuns în colecțiile noastre grație donației lui Matei Eminescu și care în decembrie 89 au ars, au fost distruse, au fost furate. În fine, cert este că nu le mai avem. Deci a rămas doar urma, așa, în mintea noastră. Mie mi-a plăcut cartea. Eu mărturisesc că sunt îndrăgostită de publicistica lui Eminescu. Dar pentru că acest eveniment este organizat cu sprijinul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și salut aici prezența domnului președinte, dar și prezența a doi jurnaliști de excepție și pe care îi cunoaște toată lumea, domnul Mihai Catulici și domnul Ștefan Mitroi. Mi-am ales un singur citat din întreaga carte. Pe arborul tăcerii crește fructul ei, pacea. Zice un frumos proverb arab, care se aplică întrucâtva la atitudinea modestă de astăzi a presei române. Există și o explicație, respectiv această tăcere se referea la deosebitul interes de care
pe care îl acordă presa, îl acorda presa vremei unor subiecte din Afganistan, din tot Africa Centrală și așa mai departe, și o trecere mai rapidă în revistă a subiectelor care ne ardeau și atunci și, din păcate, și acum. Mi-au plăcut foarte mult întrebările din partea Bucovinei și răspunsurile din partea boierilor la 1782. Cred că se pot studia foarte bine și la drept, nu doar la jurnalism. Și cred că ar trebui să mă opresc aici ca să nu scurtez din timpul pe care sunt convinsă că următorii vorbitori îl vor folosi cu mai mare temei și folos. Vă invit să mergeți la târgul de carte pe care l-am organizat alături aici prin Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România și să participați la concertele pe care le avem organizate. În seara asta o avem pe soprana Lina Morava, mâine seară avem cântecele unui derbedeu Ovidiu Niculescu, deci pe toate gusturile din, pentru diferite publicuri, expozeuri, dezbateri și această masă ovală. Dau legătura în studioul din dreapta mea, domnului Ioan Cristescu. Vă mulțumesc! Bună ziua, doamne și domnilor, domnilor academicieni, domnule președinte, domnule secretar de stat, dragă Mirei, acest volum are o istorie simplă. De ceva timp mă ocup de publicistica lui Eminescu, pentru că am mers pe linia lui Șerban Cioculescu, care spunea că Eminescu, dacă este să-l privim în opera sa, trebuie să-l privim din dublă ipostază, de mare poet și de mare publicist, ceea ce este foarte adevărat. Dar, în același timp, și datorită faptului că mi s-a părut că multe dintre articolele Eminescu legate de Basarabia și Bucovina, în vremurile noastre, ar putea să dea seama, așa cum scria Eminescu că se va întâmpla în Basarabia, scria înainte să se întâmple, avertiza. E bine să fim avertizați, chiar de ceea ce în februarie el avertiza și în octombrie se întâmpla. În același timp, la această ediție, de fapt este o preluare a ediției realizată de Casian, prefața lui Casian, la care eu am introdus niște note și am aranjat puțin altfel structura. De ce? Pentru că notele, pentru cei tineri, sunt importante, sunt niște explicații la unele texte și la cuvinte pe care noi nu le mai folosim astăzi. Și decât să treacă cineva să zică că limbajul e învechit și că mai bine nu citește, am considerat că trebuie să le spunem cititorilor ce este, pentru cei tineri, ce este Oraia, care este un teritoriu supus de turci, sau ce este, de pildă, știe cineva ce, cu ce se ocupa sărdarul? Un sărdar era un comandant de oaste. Sau mai avem Zapciu. Știm Zapciu că un scriitor l-a făcut celebru, dar înainte de Zapciu, aceștia era înstrăcinat cu strângerea dărilor. Era ANAF. Un fel de ANAF. Dar alumul. Era mult mai eficient. Dar alumul, știți ce este? Alumul? Alumul este o dare plătită fiscului de către locuitorii pe Târgu Moldova. Dar și aici sunt două lucruri, pentru că erau două tipuri de tătari. Erau tătarii, să zicem, independenți și erau tătarii turcizați. Și acolo era alt tip de dare pe care puteți să o aflați aici.
În sfârșit, pentru a vă vorbi despre Eminescu, publicistul, fiindcă sunt 135 de ani de la moartea lui, am gândit că să invit doi jurnaliști. Și acum observ, dacă stau să mă gândesc, că suntem aici așa. Avem Bucovina prin Mihai Tatulici, avem Basarabia prin Valeriu Matei, avem Telormanul, avem Iașul, Ardalul prin mine și mai sunt... Oltenia. Oltenia. Oarecum în... Domnul Gamine, mai ajută să fie ceva în domnul. Se duce domnul Mitroi mai încolo, e mai aproape. Dar ca să nu îți pierdem vremea, ca să îți dau cuvântul la final sau... La final, ca să povestesc cu țara. Da, bun. Așa. Să luăm din stânga dreapta Mihai Tatulici. Bucovina, ca să începem cu provinciile. Eu nu fac de regulă caz nici de Bucovina, nici de Basarabia, că s-a făcut în istoria noastră bereche. Chiar dacă sunt bucovinean, eu am o perspectivă diferită de a majorității presei românești de la Eminescu încoace. Eu nu pot să uit că Bucovina e așa astăzi datorită Cancelarii Austriece. Când îl citesc pe Eminescu, care e revoltat că nenorociții ăștia de la Imperiul Austriac ne-au luat în înțelegere cu turcii Bucovina... Eu zic Bucovina, știu că e Nordul Moldovei, dar am o problemă cu corectitudinea. De la o vreme nu mai îmi place să fiu foarte corect cu toate lucrurile astea, nu, nici măcar politic, pentru că e inutil. Nivelul de inutilitate e așa de mare că te îngrozește. Ca și revolta lui Eminescu, apropo de luarea Bucovinei. Luarea Bucovinei de câte austrieci, din punct de vedere istoric, este o reușită. Bucovina arată așa astăzi, pentru că a fost exploatată de Imperiul Austro-Ungar. Să nu ne facem iluzii. Tot așa cum istoricii ar fi bine să nu-și facă iluzii în legătură cu creșterea populației românești în Transilvania. Ați făcut școală ca și mine, toți, școli bunice în genere, și nu v-ați întrebat niciodată de ce populația românească în Transilvania a crescut accelerat de la o anumită dată încolo. Istoricii noștri n-au nici acum curajul să spună. Pentru că ei au creat condiții extraordinare pentru dezvoltarea acestei comunități. Extraordinare! Familiile de români din Transilvania făceau între 7 și 11 copii. Copiii ăștia nu se fac nici în perioade de sărăcie, nici în perioade de exploatare crâncenă, nici în perioade de războaie după războaie, da? La ce perioadă vă referiți? La cea pe care poate ați citit-o și dumneavoastră în istorie. Sunt din Transilvania. Eu sunt din Bucovina, dar dumneavoastră sunteți istorie, dacă nu mă înșel. Știți foarte bine la ce perioadă vă referiți. Deci, aceeași poveste și cu Bucovina. Mai mult decât atât, Eminescu, care se revoltă în general și pentru Basarabia și pentru Bucovina, știe la fel de bine ca și noi astăzi că noi nu suntem capabili sau suntem într-o mică măsură capabili să administrăm teritoriile noastre. Într-o foarte mică măsură. Eminescu, din punctul ăsta de vedere, e un vizionar. Atrage atenția că ne bate în joc de Dobrogea imediat după ce statul român a cucerit-o, mă rog, a primit-o, da? Deci el, săracul, e la începuturile reocupării Dobrogei și își dă seama că trimitem acolo cei mai proști oameni, populațiile cele mai necăjite, cel mai puțin instrumentate social. Da? Idem cum am făcut și în Basarabia. Povestea cu Basarabia și cu Bucovina în istoria României este ceea ce se cheamă o dramă. O dramă pe care noi o trăim și astăzi. Administrarea teritoriilor românești astăzi, a teritoriului numit România astăzi,
e de aceeași proastă calitate ca și administrarea noastră în Basarabia și Bucovina în toate timpul. Nu am perspectiva să spun că Basarabia în cei 400 de ani când a fost relativa noastră, relativa noastră, de la de la cea 1500, nu știu cât, domnul Casian. Eu știu la pe date, vă rog, ce spune Ionia, rapiditatea și pe fața datei. Da, da, da. Basarabia face parte din Principatul Moldovei de la 1462. La țărmeșe și așezat, propriu zis Basarabia, în extremitatea sudică, țara Basarabia. Eu nu țin minte ani, dar aveți dreptate. Deci gândiți-vă că noi n-aveam posibilitatea să administrăm atunci Basarabia cum trebuie. Bun, dar acum trebuie să intervin, să nu comparăm nemții cu ruși. Administrația rușească, toate lucrurile astea au reflex. Atunci când administrezi un teritoriu care e al tău și încă și e al tău, atunci ai altă atitudine, lupți altfel să ți-l păstrezi, lupți altfel ca să ți-l pui tu în valoare istoricește. Noi le-am pierdut ușor pentru că le-am administrat ușor, adică superficial. Asta e părerea mea încă din timpul facultății. Și repet, felul în care Eminescu vorbește de Bucovina și Basarabia este foarte apălșat. Foarte apălșat. Repet, și merge până la administrarea întregului teritoriu al României. Vă rog să nu vă faceți iluzie. Eminescu e Eminescu. Dar noi n-am reușit în tot acest interval de mai bine decât să zic. Hai să iau de la 1812. Până astăzi, 200 și ceva. N-am reușit să învățăm să administrăm corect, n-am zis bine, nici foarte bine, nici măcar teritoriul național pe care îl avem. Asta e o dramă. Cartea asta, Eminescu, Basarabia și Bucovina, este povestea fotografiată istoric la un anumit moment a dramei națiunii noastre care nu vrea să învețe deloc să-și ia în serios răspunderea teritoriilor pe care le deține. Să mergem mai departe la domnul Nicolae. Da. Să vedem ce spune Sudul. E cu regretul că austriecii n-au luat vreo 50 de ani și pe Neamă. Trebuie să ne descurcăm fără ei, poate în favoarea literaturii autorilor care s-au născut acolo. N-ar fi scris cărți atât de bune dacă i-ar fi luat austriecii. În combat îți interpe mai celebrul ziarist decât mine, Ion Tipisem, că vine aici calitatea de scriitor, și nu e problemă. Scriu și articole de presă culturală de vreo 10 ani la acel combat cu copiii mulți, specialiști în demografie, așa am citit eu, spun că să nasc copii mulți în familiile sărace, în familiile prospere, să nasc copii foarte puțin. Nu știu care este explicația, nici nu mi-am bătut capul. M-am întrebat de ce am fost invitat eu aici. Probabil în baza prieteniei mele, nu numai literare, cu Casian Maria Spiridon. Un om pe care îl invidiez foarte tare, pentru că trăiește la Iași, capitala literară a României, vă spun în toate împrejurările, pentru că este orașul unde încă se mai păstrează numele lui Eminescu, ale lui Creangă, ale lui Labiș, ale lui Sadoveanu, ale clasicilor literaturii noastre, am ales să fac studenții acolo și a fost una din alegerile bune ale vieții mele. Îl invidiez în același timp și pe Ioan Cristescu, care m-a invitat aici, pentru că trăiește sub același acoperiș cu clasicii. Ca și Casian Maria Spiridon, ei și au învățat să îi iubească pe clasici, mai mult decât o face pe ceilalți, și să ne dovedească lucrul ăsta și avem o astfel de dovadă neadunat pe toți aici. Este cartea despre care vorbim. Mihai Eminescu, Basarabia și Bucovina. Nu este o carte de literatură, este mai degrabă o carte politică, hai să-i zic social-politică. Nu are savoarea
unei cărți, Savoarea Liberală, și nici nu trebuie să întâmple așa unei cărți care era autor pe Eminescu. Dar ea este o carte de așezat în dreptul inimii. Eminescu, aici vorbește ziaristul, ăla, Michitel, Mitociu, cât e mine, că el continuă să fie, cred eu, cel mai mare ziarist al țării. L-a durut tot ceea ce a durut societatea în care a trăit. Tot ceea ce a fost românesc n-a scăpat niciodată din vedere. El a lucrat 6 ani la timp. Singur redactor, prim redactor, de fapt redactor șef. Și scria zilnic, nu tot ce apărea în ziar putea semnătura lui. Știm toți care am lucrat la un cotidian ce înseamnă să fie acolo în conducere. Mai e nevoie de un text să-l scrii tu, nu-l semnesc, sau semnesc un anume. Eu nu știu de unde aud Eminescu puterea asta, de unde aud ochii atât de pătrunzători să vadă dincolo de Prut și mai departe, să vadă suferințele, problemele tuturor românilor. El nu spunea Basarabie, Basarabia, pentru că era supărat că vine de la ruși de numirea asta. Îi spunea, dacă nu mai știu, România de Est. A pledat-o timpul, a sperat să se întoarcă în trupul țării și România și Bucovina, ca Bucovina în cereal de pe urmea istoria, într-adevăr, a avut de câștigat, pentru că s-a educat în limba germană, a făcut studii în limba germană, i-a citit pe mari filozofi germani și din toate astea s-au născut poetul genial, poetul tutelar, întâiul dintre noi. A fost începând de atunci și continuă să fie și astăzi. Nu doar un mare poet, ci și un mare ziarist. Ce vizionar, ce putea să vadă la 1870 și ceva, și când era la Curierul de ea, și când era la Timpul. Și îmi permit să citesc un fragment, apropo de România e prost administrată. Eminescu știa încă de pe atunci că România este prost administrată și azi. Și ia câte ce spuneam, decupat chiar din cartea asta. Să nu se uite că pentru ocuparea oricărei funcții publice se cere dovedirea unor studii oarecare, la administrație nu se nimic. A fi judecător se cer cunoștințe juridice, pentru a fi institutor sau profesor de liceu se cere să dovedești măcar studii liceale, dacă nu academice, pentru a administra însă tot felul de interese ale statului fiscal, agricol, de cultură juridice, nu se cere dovedirea niciunui fel de învățătură. Dacă e să ne referim la aleșii noștri, în fond, ei administrează țara, adevărul ăsta este, din păcate, valabil și astăzi. Și actualitatea lui Eminescu nu este meritul lui Eminescu, este nemeritul nostru. Anunțul celor de azi, de ieri, așa, ne privim așa, în continuitate, în curgerea asta istorică. Niciodată n-am fost capabil să-l contrazicem pe Eminescu. Dacă e să vorbim despre cartea asta sau doar să privim, trebuie să ne reamintim niște momente din biografia lui Eminescu. Să ne amintim, ne-a amintit întâi într-o carte a lui Casian Maria Spiridon, despre care nu știam că este unul dintre cei mai importanți eminescologi ai țării și este. A scris câteva cărți despre Eminescu. I-a adunat opera jurnalistică și zic opera, cred că ăsta e cuvântul potrivit, într-un tom de 1500 de pagini, opera politică a jurnalistului Mihai Eminescu. Să ne amintim când a citit poezia Dorinala Junina, o poezie, eu zic, o poezie politică, o poezie în care se aude respirând, plângând și Basarabia și Bucovina, pentru prima oară au fost ropete de aplauze. Juniniștii nu prea erau generoși, nu prea aplaudau. Acolo funcționa mai mult caracuda, mai mult critica. Pe Eminescu l-au aplaudat frenetic și l-au și strâns în brațe. Și să ne mai amintim un moment. Dacă tot era el la ziarul Timpul, primul redactor, se credea că este unul, chiar Titul Maiorescu a spus-o într-o carte de memorii, unul dintre fruntașii Partidului Conservator, condus într-o vreme de PPK, când se afla la Viena PPK, și cu asta o să și închei, i-a trimis o scrisoare lui Maiorescu și a spus și mai potolește el pe Eminescu. Plecat de la ceea ce se discuta în societatea vieneză. Multă vreme am crezut că sunt scorneri, că nu urmăresc serviciile secrete pe Eminescu. Ce să aibă cu el? Asta dovedește că erau foarte interesați de ceea ce a Eminescu România. Și interesul plecase de la manifestarea de la Cumna din 1871, care trebuia să țină de fapt în 1870, de la societatea Arboroasa, de la altele și de la altele.
Ei bine, Maiorescu ori n-a avut, ori n-a putut să-l potolească pe Eminescu, nici măcar acești domn foarte onorabil și foarte meritoși, Ioan Cristescu și Casian Maria Spiridon, nu în loc să-l potolească pe Eminescu, îl întărâtă de viața. Și vor să ne spună și eu îi cred că Eminescu n-a spus încă tot ce are de spus. Noi nu cunoaștem integral pe Eminescu, deși s-au scris biblioteci, sunt grămezi de străzi cu numele lui, supragrămezi de cărți, de librării. Eminescu aproape că a devenit un nume comun, dar noi nu știm totul despre el, încă mai așteptăm seastră la iveală dovezi despre ce a spus Eminescu. Și o parte din dovezi era, din păcate, au plecat în 1917 cu alte documente și alte bunuri de valoare, sunt la Moscova, în tezaurul furat de ruși acolo. Să sperăm că se vor întoarce într-o zi pentru a afla, nu până la capăt, măcar până aproape de capăt, ce mai are de spus Eminescu, prin care nu te-a spus. Eu îi mulțumesc și Ioan Cristescu și din Casian Maria Spiridon și îi așteptăm și în perioada următoare să ne facă astfel de lucruri, nu salvulase, dar necesare. Oricum, o să fac o observație neplăcută colegială. La populațiile emancipate, emancipate în sensul de ideal de viață, copiii mulți se fac atunci când standardul economic e bun. La populațiile fără ideal de viață, gen romii, gen anumite populații din județul Vaslui, se fac copii mulți tot timpul. Opinia unui specialist. Nu e niciun specialist, ai cărțile lui Boia cu statisticile din creșterea populației. Vreau să spun, apropo de Eminescu, un singur lucru de ceva timp, să adun în jurul Muzeului Literaturii niște tineri prin care să demarez o nouă ediție Eminescu. Deci să iau ediția, deci pe lângă ediția Perpesicius Petru Creția, trebuie să făcut o nouă ediție. Pentru că, așa cum englezii au până acum vreo 18 ediții oficiale Shakespeare. De ce e nevoie de aceste ediții? Pentru că Eminescu poate fi citit și recitit în funcție de generație. Și așa ar fi firesc să fie. Și anumite lucruri trebuie puse în funcție de generație să fie puse în prim plan sau să se schimbe perspectiva. Dar e o altă discuție. Domnul Valeriu Matei este acum membru de onoare a Academiei Române, poet, scriitor basarabean și, poet și scriitor, să zicem basarabean, să zicem de limba română și directorul editurii Academiei Române, Valeriu. Da. Haideți să revin. Eu sunt și eu în condiții că nu se putea citi publicistica lui Eminescu. Aveam 17 ani când împreună cu doi colegi ne-am merit în ediția lui Creță din 41 în două volume, o serie politică, și ne-am făcut fotografii atunci din toate articolele despre Basarabia, începând cu cele din aprilie 1777, când Eminescu abordează problema Basarabiei pentru prima dată, o să revin cu detalii și anumite, și sigur cele legate de Bucovina, preocupările lui Eminescu fiind mai timpurii. Îi privește Bucovina, el învățând de Bucovina, se știe la ce înăuț, cunoscând realitățile, de tot ce nu, și fiind foarte atent. Sigur că, însă, articolele sale despre Basarabia prevalează, sunt mult mai ample în opera lui publicistică și sunt legate de dramele și traumele pe care le traversează, le parcurge România, odată cu izbucnirea războiului de independență pentru România, războiul zis ruso-turc din 1877-78 și cu apariția primei mari probleme în relațiile de atunci încă tensionate dintre România, Principatele Unite, după Unirea Principatelor, și Imperiul Țarist Rus. Imperiul Țarist Rus, care după înfrângere în războiul Crimeei s-a văzut nevoit să-i retrocedeze Principatul Moldovei, cele 212 locale trăiesc, din
regiunile Cahul, Bălgrad și Chilia, parțial, câteva localități din cetatea Albă, până la Iskipolo și Borisovka, până la Gheorghe de acolo, n-ajungea cu Banistru. Vă amintesc acest lucru. Lucru pe care Imperiul Țarist nu vrea să-l facă, deși la început a fost vorba de retrocedare către Moldova întregului teritoriu dintre Prut și Nistru, asupra căruia Imperiul Țarist, după 1812, extinsese numele de Basarabie, nume pe care îl purta de drept, doar extremitatea sudică, regiunea Bălgrad până la Chilia, care până la 1462 făcuseră parte din țara românească Muntenia, țara Basarabilor, iar din 1462 Vlad Țărteș i-a cedat aceste cetăți lui Ștefan cel Mare, cu care era rar vreme de sânge lucrul ăsta, e știu, și teritoriul se numea ca amintire a strămoșilor Basarabi. Bun. Rusia țaristă face tot, profită de recunoștințele geografice ale englezilor în special, celor din Sardinia, care jucau și în tratative, dar și ale Imperiului Habsburgic încă, și nu cedează decât 212 localități, o frâșie îngustă de-a lungul Prutului de mai sus de Leușeni, care venea îngustă până la trecerea de unde acum Orășelul Cantemir și apoi pornea spre est, până la Gheolul de la Iskipolos. Bucata care a fost cedată, 212 localități cu 7 orășele, un orășel mai mare, cel mai mare era acolo Izmail. Eminescu, sigur că dă dovadă de cunoșterea istoriei Basarabiei și când scrie acest studiu cel mai amplu din toate articolele despre Basarabia, numele și întinderea ei, începe cu secolul, pe secole în parte, secolul 14, secolul 15, secolul 16, secolul 17 și așa mai departe. Dă dovadă de foarte bune cunoștințe pe care în epocă, în materie de istoria Basarabiei, le mai aveam la BTHD și Alexenov, dacă vorbim să facem o comparație. Cunoaște foarte bine și studiile lui HD, știu că le studia, HD s-a referit în câteva studii anterioare, de la venirea sa în țară, la Iași, și, desigur, Adic Xenopol, tânărul Xenopol, care, în fel, era preocupat și de această problemă și a abordat tangențial. Eminescu merge la surse, studiază foarte multe dintre retrocesețele vechi și face trimite cu exactitate la apariția țării Moldovei, la dominația Basarabilor în extremitatea sudică a acestui teritoriu și vine și demnește și în polemica sa cu ziarul Nord, ziarul de la Sankt Petersburg Nordul, care, în mod eronat, începe polemica cu Vasile Alexandri, un alt Alexandri. Alexandri care le face o replică. Ei îl atacă pe Vasile Alexandri, Eminescu, sigur, se distrează și de, cum să zic eu, incompetența aceasta rusească. Dar vine și le răspund și spune acolo, adică de memorie să vă reproduc, însă și numele Basarabia țipă sub conderile rusești. Basarabia nu este decât țara Basarabilor, domnitorilor români ai țării românești, zice Eminescu. Și atunci când rușii folosesc în necunoștință de cauză acest termen, nu își dau seama că ei doar confirmă românitatea teritoriului dintre Prucenii. Bine. Mai apoi, Eminescu, sigur că este foarte incitat și este între cei care cere ca Parlamentul României să nu legifereze trecerea armatelor rusești prin teritoriul României în acel război care începe în primăvară de 1877 și vorbește de principalul pericol. Rușii, zice el, dacă vin, nu se mai duc, nu se mai retrag. Ne vom pomeni cu teritoriile care au fost retrocedate parțial la 1856, ocupate de loc de Imperiul Țarist. Și am dreptate atunci. Aici trebuie să îi dau satisfacție lui Magnatul, licertați-mă. Rușii au intrat, nu au trecut prin județul Suceava, au trecut numai prin județul Teleorman. Da, bun. Deci, important, orice administrație e prin comparație față de haosul administrativ țarist, administrația românească a fost una foarte bună. De pildă, bătrânii vă desiți și acum aș amintesc de administrația românească din perioada celor de-al doilea război mondial, ca fiind perioada din florirea Odesei. Dar am mărturit suficiente, am portat discuții cu lui Iisus Mătrău. Bine, haideți să revenim la ale noastre. Orice administrație este prin comparație, iar termenii de... O să mă refer și la demografie, puțin mai jos. Deci Eminescu este în această partidă care cer să nu se permită și avea dreptate. Adică rușii să înconjoare, să vadă pe unde merge. Prin teritoriile actuale bulgare, care încă n-avea independență și erau raiale turcești, noi n-a fost raia turcească. Turcii fac raiale.
La 1482, 84, fac cetatea Aurea, Tiria, vă amintesc eu. La 1538, fac Tighina, când Suleiman Magnificu năvrește asupra țării Moldovei. Raiale în sensul spațiului țărilor românești, Brăila și altele, cum au nimeritor de Brăila și acum, chestiunea este că erau și teritorii care, în accepția românească a moldovenilor și muntenilor, era teritorii care nu se spuneau legilor țării. Haideți să vă arăt, e indelfo. Nu că turcii le vedeau ca teritoriul și aplică doar legile lor, nu legile țărilor. Sigur că da, erau teritorii declarate teritorii turcești. Eminescu vine cu argumentul, spun că odată și are dreptate, că rușii, odată intrați pacific prin permisiune, nu se mai retrag, nu se duc. Și al doilea val a publicisticii eminișene vine în preajma în anul următor, 78. Când se pregătea congresul de pace de la Berlin și când rușii își arătaseră colții în dialog cu diplomația europeană, cu Bismarck în primul rând, care avea să orchestreze congresul de la Berlin, și rușii înaintează pretențiile ca România, deja Principatele Unite, România modernă, să le dea înapoi Chilia, Polgradul, Caculul, toate acele localități. Înainte de asta, în februarie, Eminescu atragea atenția în articol că și în aprilie țarul adusese soldați la Chișinău și a lăsat acolo. Zice, aveți grijă că așa nu o să mai plece, nici la Chișinău. Și în octombrie, parcă a fost progresul de Berlin. Și au incarcerit încetate la Ismail, s-au apucat acolo de distrus și de făcut cazări pentru ei, încă atunci, de curând foiului. Sigur că lucrurile astea erau sesizate de acolo prefecții care erau prefecții români, de obicei, ce fac ăștia. Au venit, mai de-a dat voie să intre în țară, ei se comportau deja ca stăpâni. Adică știind că o să facă presiuni și o să facă tot posibilul să nu mai plece. Lucrurile astea deranjează opinia publică. Eminescu a fost pur și simplu exponentul de vârf al opinii publice române și are un curaj. Că și astea sunt suficiente probleme. Nu toți ziariștii și scriitorii au curajul să le abordeze plățiri și deschis. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Majoritatea preferă să tacă, să stea în găoacea lor și nu abordează problemele cu adevărat stringente ale națiunii, ale țării, probleme de interes fundamental. Eminescu o face și atunci când își dă seama că, de fapt, diplomația rusească lucra pe diferite meridiane în acest sens, și ideea când, din păcate, Bismarck și asta le, cum să zic eu, acceptă pretențiile, ei în recompensă ca să consoleze, ca să consoleze România, cear că vă dăm teritoriul domnul de echivalent, ceea ce nu era deloc echivalentul, nici din punct de vedere a fertilității solurilor, nici din punct de vedere al tradițiilor istorice și a frecvenței monumentelor de istorie și cultură. Să nu uitați că în Moldova, în spate, este ca în Moldovic, sunt principalele cetăți medievale românești, atâtea monumente de istorie și cultură, din păcate majoritatea dispărute, dispărute tocmai sub cizma țarismului rusesc, care, jugul, căruia a fost mult mai dur, mai primitiv, mai aspru, s-a lucrat mai cu cnutul acolo, austriecii mai lucrau și cu prăjitura, așa, și cu cnutul și prăjitura, să nu exagerăm nici dominația lor, că n-a fost una benefică pentru români, dar ei făceau civilizație, dar pentru acei Volksdeutsche și pentru interesul populațiilor pe care le-au adus și nu vina cu asupra de măsură. Nu erau create condiții pentru ca să se mulțească românii, dovadă că nici în Bucovina țăranii români n-au prea primit pământul, așa cum în Basarabia, pe parcursul celor 106 ani de ocupație țării sărusească, nici un țăran român din Basarabia, țăran român Moldova, n-a primit proprietate nici un centimetru pătrat de pământ. În schimb, orice colonist s-a dus din fostele teritorii bulgărești de dincolo de Dobrogea sau din Bucurințul Imperiului Țarist, primeau pentru fiecare suflet 10 desetine de pământ. Asta era norma pe care le dădea țarismul. Și a colonizat toate pământurile care aparțineau mănăstirilor moldovenești, de la Suceava, de la Iași, de la Botoșani, de la Antepărți, la fel și familiilor boierești, familia Cogălniceanu, toate terenurile pe Cogălnici au fost luate, familia Negruții, avea teritorii în Basarabia, de la Bune. În ultimul rând, Bucovina. Bucovina a fost o durere pentru Eminescu, și sigur că servarea de la Putna a fost ca o sfidare, o încercare a lor de a pune în temă
și de a organiza mișcarea națională în Bucovina pe temelii cât de cât stabile, haideți să spunem. Eminescu a fost unul din creierile mari aceste mișcări arboroase și unul din strategii mișcării, dacă vreți. Și sigur că durerea Bucovinei este prezentă în opera lui pe perioadă mult mai lungă de timp, dar abordând și diverse probleme de construcție culturală, de instituții de cultură, de dăinuire. E foarte salutar un nou volum în acest sens. Sigur că mai e o ediție Eminescu făcută de Mihai Cipoi de Odoi complete, putem și trebuie făcute ediții din Eminescu, într-adevăr. Haideți să încercăm, poate prin efortul comun de toate editurile bune, să realizăm și această nouă ediție Eminescu, că este necesară, încă o fi de unor care ne spun că Eminescu ar fi cadavrul din Devara sau că cu Eminescu nu mai avem ce căuta prin Europa. O Europa pe care dăm și o înțeleg altfel, foarte îngust, cu ochelar de cai, Europa e un spațiu în primul rând al culturii și al diversității culturale. Vă mulțumesc! Casian, te rog să rezum, să închidem... Eu să fiu foarte scurt, o să încerc să explic cum am ajuns realizând lucrarea politică completă a lui. După ce am ieșit de tenția politică, am avut putut via revista Timpul, care era o săptămână, pus sub semnul unui Eminescu Bărbaș și în fiecare lună, în fiecare săptămână, deci în ianuarie, după ce am consecutat, subițat revista pe care a Institutul Bărbaș de Lucrat și în revistă comunicam, deci, de afară, articolul meu și ceva era acolo, prima pagină, articolul din Eminescu. Și ce este foarte interesant, căutam să fie legate de întâmplările de actualitate, de acel moment. De exemplu, ianuarie și ceilalți azaua a treia de stată în fosta Uniunii Sovietică, am publicat Rusia se întâmplă ceva. Și a zis că m-a atins. Și toate mă folosește că se folosește. Ei, pas cu pas am publicat aceste articole, ce este foarte interesant că, de să spun că nu s-a întâmplat nimic, dar aveți fără speranță și aveți fără speranță în același lucru. Deci, Eminescu povestește despre emanații din dealul metropoliei. Nu mai aduc ce ți-am minte pe 90, cu emanații din dealul metropoliei. El scrie atunci, acum 150 de ani. De asemenea, Eminescu, acum, ca o poate, inclusiv miniștrilor din vremea după Revoluție, aveau aceleași nume, că deși Stolojan, e criticat foarte dur Eminescu pe acei miniștri care i-au zbor noi în perioada. Și am realizat că am studiat prețul, am studiat toate variantele de publicistica de publicistica lui Eminescu și am pornit să realizez o ediție Eminescu axată pe matematici. Și primul volum l-a fost în 97, era despre românizare, independența României, afară Gerit României, din Pasarabe, din țara Silvania, deci un volum se dedicat fără românii. După aia, trecut la averea volumul, a fost cu opinii și teorii economice, opinii și teorii politice, politica guvernului, politica parlamentului. Așa că o opinia și o poveste frumoasă în parlament, îmi spune la un moment dat că liberalii tot conungeau și au așteptat să facă seara târziu și după ce au plecat, au votat. Noaptea ca hoți. Dar ce este ideea? Exact așa a avut și atunci s-a întâmplat la fel. Era român și atunci, era la acela. Bun. Deci a pus pe bate la deci toate opera politica lui Eminescu și în același timp despre Eminescu am scris câteva cărți, una prima a fost Eminescu alt, după aia a fost una mitul ăsta, Poetul Nopții și Mitul Ceafrului, după aia a scos opere articole despre ziariște politic, ziari Eminescu, dar a scos în două ediții, a doua augmentată și după aia am început la propunerea unui editor, care răspundește carte prin ziarul Jurnalul Național, am început și-a dat Eminescu, ăsta Eminescu și Pasarabe, Covina și Rugea, a dat opiniile economice ale lui Eminescu și, bineînțeles, continuă să dau și despre ceea ce se cheamă opiniile politice, politica parlamentului, la nivelul și rău, poate pentru că subliniez articole de ziarist, Eminescu, ziarist politic, subliniez acolo un lucru care, din păcate, e foarte trist. Faptul că au trecut atâția ani și noi suntem exact cu tot situația asemănătoare, suntem tot o țară neașezată,
Asta e situația. Suntem o țară tuturor de așezări, tuturor de împlinit. Și depinde de noi tot ca să ieșim de această groapă a istoriei. Eu mai încă o chestie și mă temin, că vă pot povesti două zile cu Sfântul Ionescu. Are, el spune la o dată, chestie foarte interesantă. Deci, în viitorul Europei, Sfântul Ionescu va fi o unire a Europei, adică acum modelul Statelor Unite. Și a doua chestie spune că el mi-e convins că maxim 50 de ani se va trăi România. Și așa a fost. 50 de ani România în 2018 și s-a trăit, din păcate, cu ajutorul prietenilor de netrespățit, mă refer la ruși care vă relasă celălaltă pace, și nu avem minte să pricepem că rușii nu sunt decât oameni care vor să o ei nu cap. Țara mică, nu asta e adevărat, nu ca noi o țară uriașă. Dar trebuie să fie vorba țara România, e care uriașă, pentru că să ajute la aia toată mișoară, trebuie două zile. Asta e. Deci, l-am bucurat că eu găsesc că mi-a propus să publicăm și pe urmă varianta asta de Basarea și Bucovia și articolul care era atașat la finalul foarte bine venit, eu l-am pus la România de pentru tine, pentru că acolo acoperă doar Basarea și Bucovia. Dar e bine că este pus aici, în ediția asta. Precizare că Basarea și Bucovia nu sunt români de pentru tine, dar sunt români în teritoriile lor naționale. Nu, dar vreau că părintele a scris o mâine de pe tine, va fi România de peste Dunăre, de România. Deci România totuși cam peste tot să te plășească, mai ales acum. Chiar. Doamnelor și domnilor, la un festival cu densitatea asta de evenimente și frecvența asta, trebuie să ne limităm timpul, din păcate. Ar fi meritat să facem o conferință, așa, și să dedicăm timpul așezat lui Eminescu în publicistice eminesciene legate de Basarabia și Bucovina. Ca dovadă că suntem lipsiți de imaginație, începem cu o lansare Eminescu și încheiem festivalul cu o lansare Eminescu. Duminică vă invit la Salonul Carol I, la lansarea volumului Fabrica de fraze Eminescu în lumea presei, autor Ioan Milică de la Iași, director Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu de la Iași. Și astfel vom încheia în cheia Eminescu 135 Festivalul Strada de Carte. Vă mulțumesc pentru participare, iar acum vă poftesc alături pentru discuții. Nu pentru scrisoarea a treia? Nu pentru scrisoarea a treia, pentru o gustărie.